revenit pe cea de-a doua parte, dragi telespectatori, și mă preocupă foarte mult modul în care alegeți să vă petreceți timpul și încerc să vă ofer de fiecare dată repere pentru a vă petrece un timp liber de calitate, fie că e caritabil, fie că nu e caritabil. Important este să vă placă și să fie pe sufletul dumneavoastră. Despre modul în care aleg mamele de data asta să-și petreacă timpul liber, vorbim astăzi cu Irina Nichifiriuc. Este organizatoarea unui eveniment dedicat în special mamelor. Ea este cu parentingul, cu timpul pentru mame. Bună seara, bine ai venit, Irina! Bună seara, bine v-am găsit! Eveniment exclusiv chiar dedicat mamelor. Așa, așa. Iarăși faci tu o nefăcută, iarăși duci mamele cam fiecare lună undeva. Da, mi-am propus acum mulți ani să fac lucrul ăsta, să ofer ocazia mamelor de a ieși din casă, dar nu chiar oricum, cum ai zis tu, într-un mod de calitate, într-un mod în care să cunoască oameni la fel ca ele, poate să afle despre oameni care fac lucruri frumoase în Iași, și să se simtă bine. Și să împărtășească pasiuni comune, idei comune, că e important și asta. De multe ori te duci, ești invitat de colegi, de prieteni, de rude, dar nu ai subiecte comune de discutat, că fiecare e cu preocupări diferite și iată că e nevoie pentru mame, pentru că stau foarte mult timp în casă și au grijă de copii, de familie în general, e nevoie să mai discute și între ei. Ce discutați voi acolo, Irina, când vă întâlniți? Ia zi. Evident, plecăm de la copii, nu? Pentru că ăsta este subiectul comun și ne extindem în direcția asta de dezvoltare personală. Să știi că la evenimentul meu vin mame care sunt acasă, de exemplu, foarte multă vreme, dar vin și mame care au care muncesc pe lângă faptul că sunt mame, care au afaceri în spate. Și știu că o parte din ele sunt prietene. Eu vă monitorizez de la distanță, să știi. Am înțeles. Da, și exact cum ai observat și tu, sunt femei care au afaceri, sunt femei care au joburi, sunt femei care, eu știu, pe lângă asta fac lucruri în comunitate foarte frumoase, așa cum este și invitata ta de mai devreme. Anca, da. Chiar unul dintre evenimente a fost la centru pe care ea îl conduce. Și de ce fac lucrul ăsta odată? Pentru că vreau să le arăt mamelor cum să aibă grijă mai întâi de ele, pentru că e nevoie să se centreze, să se echilibreze ele pentru a-și putea îndeplini și celelalte roluri mai bine, dar și pentru a crea această rețea, această legătură între ele și antreprenorii și experții din Iași, pe care îi avem la îndemână, da? Și noi știm că, oricum am dat-o, mamele sunt cele care decid lucrurile evident, prin casă. Evident, da? În general femeile evident. Decid și ce se cumpără în casă și dacă îți trebuie sau dacă nu-ți trebuie. Doamnele sunt cele care iau deciziile. Exact. Și atunci este un beneficiu și pentru antreprenorii care participă la eveniment, fie că sunt cei care la locația cărora mergem, la spațiul lor, da. Fie că sunt cei care pregătesc mâncarea, sunt cei care duc băuturile, sunt cei care oferă cadouri, să spunem, sau diverse reduceri în afacerile lor. Conectăm un public foarte bine ales cu antreprenorii locali, pentru că și eu sunt antreprenor și eu îmi doresc să pot să-mi promovez afacerea cât mai bine. Chiar dacă afacerea mea este cursuri pentru părinți, dar exact, ideea este că decât să dai, nu știu, poate reclamă pe Facebook, nu știu, care se duce în neant așa oarecum câteodată și nu poți să o măsori, știi că vii la un eveniment, ai o prezență la un acest tip de eveniment în care ai oameni de decizie acolo și care sunt mai dispuși să cumpere sau să viziteze un anumit loc dacă îl cunosc înainte, într-un cadru în care totul e așa mai relaxat, să spunem. Și s-au creat legături foarte frumoase atât între participante, atât de legături de prietenie, cât și de business, dar și în locurile, de exemplu, în care am fost, au revenit participante de la evenimentul meu, au venit să-și facă și ele ziua de naștere, o prezentare, un curs, ceva acolo. Pentru că ești ai ocazia. Un liant.
Da, ai ocazia să experimentezi locul respectiv, oamenii respectiv, fără să fii presat de ceva, de o anume expectativă. Te duci, te simți bine la eveniment, dar în același timp și cum e, mamele au 10 ochi, nu 2. Așa, în timp ce stai și socializezi și așa, mai arunci un ochi și vezi, ei, cum se prezintă locul respectiv, cum sunt oamenii, cum e mâncarea, cum și îți vin idei, oare ce aș putea să fac și eu aici? A, uite, chiar vine ziua de naștere a copilului meu. Ce frumos ar fi la grădina asta în care facem luna asta, mamele petrec împreună. Da, da. Mi se pare un lucru foarte firesc ca lucrurile să se întâmple așa și mie îmi place foarte mult să conectez oamenii și atunci evenimentul ăsta e așa de suflet și de drag. La câta ediție e? Că eu parcă-l știu dintotdeauna. Așa pare dintr-o dată, nu? Este a 22-a ediție. Oho. Da, prima ediție a avut loc în martie 2017. Mi-am dorit foarte mult. Da, eu mi-am dorit foarte mult să-l fac, chiar din prima a fost ideea asta să-l fac în fiecare lună, dar nu am putut eu susține cu resursele de atunci lucrul ăsta. Și a fost mai o lună, ba o lună. Da, mă rog, a venit pandemia, da, și da. Așa. Ei, și de anul trecut, din iulie și până anul ăsta, am reușit această performanță de a avea în fiecare lună mamele petrec împreună. Și cam cât e de mare evenimentul? Cam câte persoane sunt în fiecare, câte mame sunt în fiecare lună la eveniment? În funcție de loc și de, să zicem, subiectul pe care îl tratăm, sunt între 30, 50 și 100. Oho. Cel mai mare a fost de aproape 100 de persoane. Oho. Ai spus că diferă de la lună la lună în funcție de subiectul pe care îl tratați. Eu aș vrea să discutăm despre subiectul pe care îl veți trata luna aceasta și luna aceasta, hai să le spunem și telespectatorilor, că evenimentul are loc pe 28 iulie, adică săptămâna viitoare. Exact, da. Întotdeauna este vinerea. Seara de la 6 la 9, e 3 ore. Întotdeauna este mâncare bună și băutură pe măsură. Așa cum merită fiecare mamă, până la urmă pleci de acasă, lași copilul cu soțul, cu bunicii, cu bona, cu cine crezi că trebuie lăsat și te duci undeva să te simți bine, să ai timp pentru sufletul tău, că e important și asta până la urmă. Nu că până la urmă e cel mai important lucru, pentru că dacă deși de multe ori punem alte lucruri pe asta e problema loc. Mamelor, că ele se pun de obicei pe al 15-lea loc. Da. Era undeva după cățel, după pisică, pe undeva, cam așa. Dar se vede din felul în care sunt lucrurile acum și sunt studii în direcția asta că a crescut foarte mult rata depresiilor, femeilor care nu își viața mai îndeplinesc. Viața asta pe repede înainte, da, nu te lasă să-ți faci timp pentru tine și atunci, da, toate grijile și toate problemele care vin din afară ajung să te copleșească, da, și nu mai dai randament acolo tocmai unde ți-ai propus să dai randament. Exact. Și exact lucrul ăsta încerc eu să-l schimb. Încerc să fac, să fie natural, să le vină natural, să aibă grijă întâi de ele. Și nu, avea grijă de tine nu înseamnă întotdeauna, nu știu, să te duci la un eveniment, chiar dacă e un bun. Dar câteodată avea grijă de tine înseamnă să-ți dai voie să vorbești cu cineva, să-ți dai voie să să-ți aplici nu, o mască pe față, da, să-ți faci manicura, să faci ceva pentru sufletul tău. Da, 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 da. Ei, și aici la evenimentul ăsta vin mămici, chiar sunt atât de bucuroasă când se întâmplă lucrul ăsta, că vin mame, de exemplu, după, zice, vai, vă urmăresc de 7-8 luni și abia acum mi-am făcut curaj să vin și am venit singură și nu cunosc pe nimeni și mă gândeam că o să mă simt foarte stingheră sau că, nu știu, o să fie nasol, practic. Și am constatat că, de fapt, sunt atât de multe mame care au aceleași probleme ca și mine, dar poate că au soluții diferite, că am venit parcă ne cunoșteam dintotdeauna. Am intrat aici și dintr-o dată parcă ne știm dintotdeauna și putem să discutăm așa normal. Și, pentru că preocuparea simplu, principală, preocuparea de bază e aceeași la toate. Da, 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 da. Ne dorim ce e mai bine pentru familiile noastre, în orice revenim formă. Revenim la subiect ar avea că asta. Nu mi-ai răspuns. Despre așa. Ce e vorba luna asta? am mai
evitat așa un pic pentru că cumva nu l-am divulgat încă, dar pot să spun, vreau să fie despre colaborare. De multe ori în societatea actuală e pe competiție. Da, toată lumea trage să fie și dacă el, e vorba să aibă de femei, să... de foarte multe ori e pe competiție. Și femeile sunt mai orgolioase. Femeile sunt foarte orgolioase și în același timp ele se hrănesc din cooperare, din grup, așa din e. A lucra împreună. Și vreau să le amintesc lucrul ăsta femeilor și am pregătit câteva activități pe lângă mâncarea bună și vinul potrivit. Am pregătit câteva activități care să ne ducă în direcția asta, înspre cooperare, înspre colaborare și nu spre competiție. Și mă bucur tare mult să o am și pe Ivona Ivona Mardare, da, o salutăm. Așa, co-prezentator, ca să zicem, la ediția asta. Și ea e un exemplu, iarăși, de mamă care are grijă și de ea, are grijă și de copiii ei și reușește să aibă acest echilibru în viață. Pentru că, până la urmă, asta e important, să fim într-un oarecare echilibru. Sigur. De acolo creiem lucrurile frumoase. Nici prea mult bine, nici prea mult rău nu ne ajută în mod obișnuit. Să ne găsim acest echilibru, să vedem cum le facem. Și râdeam cu ea că am zis că o să începem să ne facem un club de mame de trei. Și ai mamă de trei și eu sunt mamă de trei și mai sunt mame de trei care apar la eveniment. Mame de trei copii, dar care vă găsiți timp pentru voi și asta e foarte important. Timpul ți-l faci până la urmă. Așa e. Tu știi că ziua are 24 de ore pentru toată toți. Lumea. Da? Da? Care sunt prioritățile tale? Știi că de cum foarte multe faci ori timpul ăsta? Dar n-am timp să mă duc acolo, nu am timp să fac asta. Dar pe de altă parte, stau și îmi pierd timp inutil uitându-mă la, nu știu, un serial de proastă calitate din care oricum nu am ce învăța. Așa că e important. Îți dedici timpul ăsta a serialului ăluia, fie că e de calitate, fie că nu, pentru că ești atât de obosit și atât de prins de viață încât ai nevoie de un moment în care să dai drumul la control și să lași pe cineva să vorbească acolo peste tine. La Mamele Petrec Împreună poți să-ți dai drumul la control, dar într-un mod care să te împlinească și să-ți aducă plus de valoare. Văzusem zilele trecute una dintre participante care a venit atât de dulce, a venit și era atât de stingheră și de nu știu, mi se părea atât de micuță parcă acolo în marea asta de femei. Cred că a venit prima dată în ianuarie și de atunci nu știu dacă a ratat vreo ediție, așa. Și zilele trecute și-a făcut curaj și și-a luat permisul de conducere. Deci n-a avut curajul ăsta până acum. O altă mămică mi-a scris zilele trecute că ea este avocat și de mulți ani își dorea foarte mult să se înscrie la facultatea de psihologie și n-a avut curajul ăsta până când n-a avut interacțiunea asta cu aceste femei de la Mamele Petrec. E puterea exemplului, da. Pe de o parte și pe de altă parte sunt imboldurile acestea și vorbeam ceva mai devreme despre, hai să zic așa, competiția între femei sau concurență. Păi dacă prietena mea cu care mă întâlnesc și e și ea mamă și are și ea timp să-și facă și școală și facultate și ce mai vrea ea pentru sufletul ei, eu de ce n-aș putea? Și până la urmă e o concurență benefică în acest caz. E aș zice mai degrabă exemplu. O admirație. Da, 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 da. O admir pe mama să zici, wow, ea poate, dar oare pot și eu? Și ce mi-ar trebui? Și pe cine aș mai, la cine aș mai putea să apelez? La ce resurse de aici din comunitatea asta aș putea să apelez, da, ca să mă duc înainte? Mi se pare că competiția e mai mult pentru bărbați. Și chiar dacă a ajuns așa și în mijlocul femeilor. Odată cu antreprenoriatul, ceea ce este inevitabil, exact, până la urmă. Da, 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 da. E și o parte bună în tot lucrul ăsta. Competiția nu înseamnă neapărat un lucru rău. Competiția poate să-ți dea un imbold către mai departe. Exact. Într-adevăr, așa este. Pe de altă parte, femeile mai degrabă cresc și își dau imbolduri nu din competiție, ci din cooperare. Așa e. Din totdeauna de femeile ori, au făcut lucrurile împreună, da? Clăcile de pe vremurile bunicilor noastre se făceau împreună. Copiii se creșteau. Vorba asta de că e nevoie de un sat să crești un copil, fix asta îți spune că femeile au nevoie să fie împreună cu alte femei ca să își crească copiii.
Și e frumos să vezi un pic cu schimbarea asta de perspectivă înspre cooperare și înspre energia asta feminină care duce lucrurile și înainte. Care contează foarte mult, da. Și dă un plus de valoare. Și aș zice că beneficiază și bărbații de pe urma acestui lucru. Pentru Categorii. Că când îți vine acasă femeia relaxată, bine liniștită, dispusă, bine dispusă, da. Exact. Da. O să vezi că și dinamica dintre voi ba, e frumoasă. Mai mult decât atât, ai și tu un motiv în plus să ieși cu băieții, pentru că se echilibrează balanța. Sigur că da. Așa că odată sau să stai cu copiii. Sau să stai cu copiii, sigur. Măcar că o dată pe lună, atunci când... Păi odată stai tu, odată stă partenerul, sigur. Și tot așa. Întotdeauna la sfârșitul evenimentului le spun mamelor, mergeți acasă și mulțumiți-le celor care au stat cu copiii voștri, pentru că chiar dacă poate tații, da, sunt obligați cumva, pentru că sunt și copiii lor, sunt și obligați să stea copii. Da. Totuși, e un efort care merită, adică luat în considerare, văzut. Apreciat. Apreciat. Zi-mi, te rog, ce vârste au doamnele care vin? Că mă gândesc așa, poate printre telespectatorii noștri sunt ori prea tineri, ori prea trecuți de prima tinerețe și atunci spun, a, dar nu mă duc acolo, sigur sunt doar fete tinere. Sau cele tinere spun, a, nu, acolo sunt doar mămici cu experiență. Cum e la tine? Sincer, eu nu le întreb ce vârste au, în cu schimb, aproximație, în nu, schimb, e. Eu sunt șmecheră, eu le întreb ce vârste au copiilor și atunci pot să spun că am mămici care au copii de, deci cea mai tânără, una dintre ele la un moment dat a venit chiar și cu copilul, nu recomand, vă rog să nu faceți asta, a fost o miscommunication acolo, o eroare de comunicare, dar era bebeluș, deci avea 3-4 luni, așa. 5 luni, cea mai tânără mămică, și doamne care au copii de 25-30 de ani. Deci, este o plajă sigur, generoasă. Sigur, nu am nevoie de bonă. Nu am nevoie de bonă, exact. Ar putea chiar să ofere copii exact. spre a fi bune. Nu, glumim, dar da, este o plajă mare de vârstă și mă bucur tare mult că se fac lucrurile astea. Și cred că și de preocupări și de domenii diferite. Da, da, absolut. Și de fiecare dată se întâmplă că fiecare își ia exact ce avea nevoie în ziua aceea. Dacă ai ști de câte ori mi se spune lucrul ăsta și niciodată cred. Nu-mi vin, parcă prima dată nu-mi vine să cred că e așa. Dar tot timpul îmi spun... Exact asta trebuia să aud astăzi, exact asta aveam Uite, nevoie. Vezi? Exact de asta aveam nevoie și noi, de un liant ca tine în comunitate. Mulțumesc tare mult și abia aștept să văd ce faceți voi acolo pe 28. Dragi telespectatori, v-am dat două variante de timp liber pentru săptămâna aceasta și pentru săptămâna viitoare și dacă vă mai doriți ceva, să știți, poate mai aveți idei, scrieți-mi pe pagina de Facebook a emisiunii și eu vă răspund. Până atunci, vă spun la revedere și vă dau o nouă întâlnire joia viitoare la aceeași oră, 18:10.